Produsul premiat este o proteză de șold cu un sistem inovator de fixare mixt prin înșurubare și cimentare în colul femural, dispozitiv medical, ale cărei principale avantaje sunt atât posibilitatea de implantare prin tehnici chirurgicale minim invazive, cât și asigurarea unei conservări maxime a masei osoase. Ea se folosește în locuirea protetică a șoldului atunci când este afectată articulația coxofemurală. Sunt multe afecțiuni care, afectează, afecțiuni care implică articulația cu femorală, plecând de la boli degenerative gen artroze, tumori ale capului femoral, dar și traumatismele colului femoral când se pierde continuitatea osului. Scopul acestei invenții este de a înlocui sau mai degrabă de a întări colul femoral. Nu este o proteză propriu-zisă, este un alt fel de proteză. Preocuparea medicului militar Marius Moga a fost determinată de practica ce l-a adus în enumărate rânduri în situația luării unei decizii terapeutice chirurgicale cu resurse materiale limitate. Astfel, în ultimii cinci ani, doctorul a analizat mai multe variante de diagnostic și tratament pentru pacienții săi, mulți dintre aceștia fiind diagnosticați cu diferite afecțiuni osoase derivate din patologia oncologică. Obiectivul proiectului le-a permis celor care au făcut parte din echipa de cercetători realizarea unui tratament individualizat pentru fiecare pacient și o integrare rapidă în viața socială. Avem un grafic cu, cu evoluția artroplastiilor de șold pe ultimii 10 ani, în care se vede că numărul lor s-a dublat în ultimii 10 ani. Deci tendința este din creștere, a aceste intervenții chirurgicale, aceste intervenții, Ținând cont de îmbătrânirea populației, dar și creșterea foarte mare a numărului de boli, tumorale în special, nu neapărat tumori maligne, dar și multe tumori benigne, care afectează structura capului femural și care teoretic ar trebui înlocuit cu, cu, cu această proteză. În prezent, România importă absolut tot sistemul de protezare, iar această invenție ar putea scădea la jumătate cheltuielile Ministerului Sănătății. Participarea României la acest important eveniment de inventică s-a materializat și în acest an prin 31 de proiecte înscrise în competiție. Majoritatea sunt deja în stadiul de realizare prototip sau produs, pentru care s-au obținut 23 de medalii de aur și 8 medalii de argint, precum și 29 de premii speciale.